Azi e Vinerea Mare, ziua răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. Lăudați să fie El! Amin. Tema mesajului este Vineri dimineața. Să vedem ce zic Scripturile despre Vineri dimineața. 7 lucruri despre Vineri dimineața. Așa să analizăm ce s-a întâmplat Vineri dimineața. Să intre în sufletul nostru și să ne pregătim de cina Domnului. Primul lucru despre Vineri dimineața. A fost dimineața ascultării. Cu asta încep. Dimineața ascultării. Hristos s-a rugat în Ghețimani. Dacă se poate, paharul să fie îndepărtat de la mine. Și Tatăl a zis, nu, te duci și vei muri. Și El a ascultat. Slăvit să fie El. Neascultarea, zice în Roman 5, unui singur om a adus moartea și prin ascultarea unui singur om a venit neprionire. Roman 5 cu 19. Dragii mei, marea dimineață ascultării a fost vineri dimineața. Marea dimineață ascultării. Adam a fost om perfect și a căzut. Eva a fost om perfect și a căzut. În neascultare. Neascultare e foarte periculoasă. Spune Domnul lui Adam, în ziua când va fi neascultător, când va mânca din fructul oprit, va muri. Adam era conștient că prin neascultare aduce moartea în lume. Prin neascultare a venit războiul în lume. Prin neascultare a venit foametea în lume. Prin neascultare a venit sălbăticia în lume. Prin neascultare au venit crimele în lume. Prin neascultare. Nu-i Dumnezeu vinovat deloc. Dumnezeu a dat libertate omului. Dumnezeu nu ne-a făcut roboți. Ne-a dat libertate să ascultăm sau să nu ascultăm. Și spune în Filipeni 2 că Iisus s-a dezbrăcat. A fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultare. De aceea azi ne gândim la ascultarea Lui, la ascultarea Lui Iisus, care e în opoziție cu neascultarea Lui Adam. Dar spune Epistola către evrei că Fiul l-a învățat să asculte prin suferință. Dragii mei, oare nu folosește Dumnezeu și cu noi metoda suferinței să ascultăm? Adică doar cu Iisus a folosit metoda asta. Să vedem exact unde spune cuvântul Lui Dumnezeu asta, Evrei 5 cu 8. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Gândește-te, oare suferințele prin care treci nu au cu obiectiv ascultarea ta? Dumnezeu să ajute pe cei care trec prin suferințe. Dacă Iisus a învățat să asculte prin suferință, Dumnezeu nu ne va asculta nici pe noi. Dimineața de vineri, vineri dimineața, a fost o dimineață a ascultării. În Evrei 10 cu 7 afirmă Hristos, vin să fac voia ta, Dumnezeule. De fapt, ascultarea este să zici, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ascultarea are legătură cu voia lui Dumnezeu. Eu vreau să fac voia lui Dumnezeu. Vrei să faci voia lui Dumnezeu? Astăzi la cina Domnului este și această întrebare. Fac eu voia lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. Să ascultăm de voia Lui în toate lucrurile. A stat în fața lui Pilat vineri dimineață. Și uitați ce mărturisește lui Pilat. Ioan 18 cu 37. Eu sunt împărat. Deci Hristos vine dimineața a zis, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este adevărat ascultă cuvântul, glasul meu. Deci în fața lui Pilat, Iisus spune, eu sunt împărat. În vineri dimineața, marea mărturisire a lui Iisus, eu sunt împărat. Este El împăratul vieții tale? Este El? Pentru că împăratul ne cheamă la cină.
E cina împărătească, dragii mei, aceasta este o cină împărătească. Împăratul ne cheamă la cina Lui. Să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui. Ce mare beneficiu! Eu sunt împărat, zice. Cred că asta este o mărăție a dimineții de vineri. Dimineața de vineri o împărțim în două părți. De la răsăritul soarelui până la răstignire și apoi de la răstignire până la prânz. De la prânz, după prânz nu mai este dimineață. Deci în prima parte a fost evenimentele până la răstignire dimineața. O să vedem versete biblice care sublinează dimineața. A fost o dimineață. E vorba de vineri dimineață. Hristos a fost pus pe cruce la ora 9. Până la 3 după masă. Așa că de la 6 calculau orele, nu? Al 3-lea ceas din zi era ora 9. Și cele 6 ore pe cruce s-au împărțit în două. 3 ore de lumină, 3 ore de întuneric. De la 9 la 12 a fost lumină, de la 12 la 3 a fost întuneric. Deci, dimineața în două. Vineri dimineața a fost vinerea în care Fiul lui Dumnezeu, de bunăvoie și neslit de nimeni, a acceptat să moară, să stea pe cruce pentru noi. Slăvit să fie El. Dar vineri dimineața nu este doar dimineața ascultării. Să vedem, al doilea lucru despre aceasta este dimineața împotrivirii. Să știți că a fost o împotrivire feroce. Citim în Matei 27, când s-a făcut zivă, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Deci sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Vedeți? Împotrivirea de vineri dimineața. Vrem să-L ucidem pe Iisus. Dar ce rău v-a făcut Iisus? Vrem să-L ucidem. N-avem nevoie de El. Așa fac și unii azi. N-avem nevoie de Iisus. Vrem să trăim liber. Mi-a zis o colegă de liceu. Ascultă-mă, zice. Degeaba-mi vorbești tu de Dumnezeu. Eu nu vreau să existe Dumnezeu. Deci eu nu vreau. Oricâte argumente mă aduci, nu vreau. Unii de bună voie nu vor ca să aibă de-a face cu Dumnezeu. Se împotrivesc. Aceștia s-au împotrivit. Marcu 15 cu 3 citim. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Invenții, învinuiri nedrepte. Vineri dimineața a fost dimineața învinuirilor nedrepte. Domnul să ajute pe cei care trec prin învinuiri nedrepte să reziste. Să reziste. Unii nu rezistă. Mi-a zis un păstor care era prieten cu Dugulescu, păstor, deputat, erou al Revoluției, Petre Dugulescu și poet. Tot dimineața au apărut învinuiri despre el într-un ziar local din Timișoara. Și prietenul i-a zis, uite ce învinuire a apărut în ziar. În ziua a murit, s-a prăbușit, a murit de inimă. Prietenul consideră că aceste învinuiri au ajutat la moartea lui. Dumnezeu să ne dea rezistență la învinuiri. Hristos a fost învinuit pe nedrept. A fost dimineața împotrivirii, dimineața învinuirilor. Și Luca 22 cu 66 spune, când s-a făcut ziua. E vorba de vineri dimineața. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoți cei mai de seamă și cărturarii a dus pe Iisus în soborul lor. Deci l-au adus să-L judece pe Creatorul lumii. Să-L judece pe Cel prin care toate lucrurile au fost făcute. Să-L judece pe Domnul Universului. Ei cărturarii, cărturari prăfuiți de Țara Sfântă. Să-L judece pe Cel Sfânt și drept. A fost dimineața împotrivirii, a fost dimineața judecății. În Luca 23 cu 10 ni se spune că preoții cei mai de seamă și cărturarii stau acolo și îl păreau cu înfierbântare înaintea lui Rod. Vă dați seama? Când spune îl păreau cu înfierbântare, deci erau vehemenți.
erau plini de emoții negative, îl păreau cu înfierbântare. Ei nu îl păreau așa liniștit, știi? Spuneau, nu, nu, înfierbântare, vehemență, poate urlau, poate strigau. A fost dimineața în care Iisus a fost părât cu înfierbântare. Nu știu că ai trecut pe aici să fii și tu părât cu înfierbântare. Dar dacă ai trecut pe aici, să te uiți la Iisus, că Iisus a răbdat și a rezistat. Ioan 18:28 se spune, a dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața, din nou apare cuvântul dimineața. Era dimineața, Iisus era trăit dintr-un loc de judecată în altul. Era hărțuit, hărțuire sufletească. Dimineața împotrivirii. Vinerea dimineața a fost dimineața împotrivirii. Dragii mei, să nu ne așteptăm că vom fi aplaudați pentru credința noastră. Va fi împotrivire. Credința stârnește împotrivire. Al treilea lucru despre vineri dimineața a fost dimineața legării. Matei 27:2. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâinile dregătorului Pilat din pont. L-au legat. Nu mai putea binecuvânta copiii. Nu? L-au legat. Nu mai putea atinge bolnavii. Asta vrea diavolul. Hristos să fie legat. Să nu fie binecuvântare, să nu fie vindecare. Să nu fie mulțirea pâinilor. Să nu fie nimic. Să Hristos să nu facă nimic. L-au legat. Imaginați-vă un Hristos legat. L-au legat pe Mântuitorul lumii. Dar de ce l-au legat? Prezenta pericol? Prezenta Hristos un pericol fizic? Nu. L-au legat, l-au umilit. Că prin asta arătau. Dacă e legat prizonierul, înseamnă că e infractor. Înseamnă că e pericol public dacă e legat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu doar în Matei, ci spune și în Marcu 15:1. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Deci la Pilat a ajuns legat. N-a ajuns cu mâinile slobode. Iisus a fost legat. Așa, Pilat l-a văzut legat. Dimineața legării. Unii vor să lege prin legi lucrarea bisericii. Vor să lege prin legi evangelizările. Vor să lege prin legi. Alții prin acțiuni în justiție. Când Franklin Graham a organizat turneu de evangelizare în Regatul Unit, Marea Britanie, au fost asmuțiți organizațiile care gândesc în afara Bibliei, ca să-i blocheze evangelizarea. Și anumite orașe au blocat evangelizarea, l-au legat. Nici Franklin Graham n-a dormit, ci a acționat în instanță și a câștigat. Dar faptul că unii leagă, folosind justiția, folosind acțiunile administrative, să nu se manifeste lucrarea lui Dumnezeu, fie ca în România să nu fie legată lucrarea. Aici nu vrem. România să fie insula libertății, România să fie insula binecuvântării, rugați-vă pentru țara asta. Nu vrem să vedem pe Iisus legat aici. L-au legat și l-au dus la Pilat. În Ioan 18:12 se spune, ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au legat, ostașii l-au legat pe Iisus. De autoritățile militare. Mă imaginez un Hristos legat care nu mai poate lua în brațe copiii să-i binecuvânteze. Asta vrea diavolul, să fie Hristos legat. Hristos legat care să nu mai atingă ochii orbului. Un Hristos legat care să nu mai vindece. L-au legat pe Hristos. Vineri dimineața a fost legat. Și Hristos putea să ceară legiuni de îngeri, să se dezlege imediat. De ce n-a cerut Hristos legiuni de îngeri să se dezlege? A vrut să sufere până la capăt. Din iubire pentru tine și pentru mine. De aceea, cina Domnului este nu doar cina împăratului, este și cina iubirii. Hristosul care a fost legat, Hristosul care ar fi putut să ceară legiuni de îngeri să fie dezlegat, n-a făcut-o, pentru că a vrut să ia păcatele tale și ale mele pe cruce, slăvit să fie numele Lui.
Ioan 18:24 spune, Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Vedeți în câte versete din Biblie spune că a fost legat? Câte evanghelii? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Și la Caiafa s-a dus legat. La Pilat s-a dus legat, la Caiafa s-a dus legat, vineri dimineața a fost legat ca un infractor, ca un criminal. Și Iisus nu s-a eliberat, deși, să știți, putea să se elibereze. A putea să se elibereze, dar n-a făcut-o. Știa că trebuie să moară în locul nostru. Acceptat să fie legat. De aceea când mă apropie de cina Domnului, mulțumesc, Hristoase, că pentru mine ai fost legat. Mulțumesc că pentru mine ai fost legat. Pentru că mă iubești, de aceea ai fost legat. De aceea ai acceptat această umilință. Al patrulea lucru despre dimineața aceasta este dimineața arginților. Matei dă o întindere destul de mare pentru a sublinea că e dimineața arginților. Matei 27:3-10. Dimineața arginților, dar ce caută arginții vinerea mare? Uitați că și arginții au un rol în vinerea mare. Să vedem care e rolul lor. Spune, atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, dar nu s-a pocăit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? Asta au spus vineri dimineața. Ce ne pasă nouă ce ai făcut? Treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Vineri dimineața. Aruncă arginții în templu. Păi Iuda, nu ai fost iubitor de arginți, acum nu mai iubești arginții. Și-a dat seama că a greșit, dar nu s-a pocăit. Unii își dau seama de greșeală, dar nu se pocăiesc. Dragii mei, nu e suficient să-ți dai seama că ai greșit. Trebuie să te pocăiești, să-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Să-și ceri iertare de la Iisus. Noi la cina Domnului venim și ne cerem iertare. Nu doar ne cercetăm și ne dăm seama că suntem greșiți. Doamne, iartă-ne! Greșelile cu gândul, greșelile cu vorba, greșelile cu fapta. Păi dacă doar ne dăm seama că am greșit, suntem ca Iuda. Dar dacă ne pocăim, facem mai mult decât Iuda. Vineri dimineața s-a auzit zângănitul de arginți în templu. Nu s-a auzit corul în templu, s-a auzit zângănit de arginți. Vine, ca să înțelegi mai bine, vineri dimineața trebuie să auzi și zângănitul arginților în templu, zângănit de trădare. Zângănit. Și ce au făcut cu banii? Iuda s-a spânzurat, preoții cei mai de seama au strâns arginții, mă gândesc cum se apleacă, greu de a plecat era unii, se apleacă și strâng arginții, preoții cei mai de seama, cred că erau destul de voluminoși, nu? Strâng arginții cu greu, nu? Strâng cei 30 de arginți în templu. Și ce au făcut cu arginții? Nu este îngăduit să îi punem vistea templu, fiindcă sunt preț de sânge. Bine că au recunoscut și ei. După ce au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin locul Ieremia care zice au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel și au dat pe țarina olarului, după cum spusese Domnul, poruncise. Dragii mei, dimineața arginților, arginții trădării, zângănitul de arginți în templu. Știți ce ne vorbește dimineața arginților? Că pentru unii banul înseamnă mai mult decât Iisus. Asta spune. Nu-i rău să ai bani, cât mai mulți, Domnul să binecuvânteze. Dar nu trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Hristos trebuie să fie. Banul înseamnă mai mult decât Iisus. Asta înseamnă dimineața arginților. Adică lucrurile materiale înseamnă mai mult decât Iisus. Și în vremea comunismului, au fost unii copii din familii de credincioși, să știți. Au crescut în biserică. Dar li s-a spus, dacă vrei să promovezi, trebuie să nu mai mergi la biserică. Trebuie să te înscrii în partid, să uiți de Dumnezeu. Și unii au făcut asta. Din momentul în care
Secretarul de partid i-a zis, nu mai mergi la biserică? Nu s-a mai dus la biserică. Eu vreau să promovez să fiu maestru. A ajuns el maestru, dar abandonat pe Dumnezeu. Nu mai poți întoarce vremurile în care te-ai lepădat de Iisus. Ce poți face este doar pocăința. Doamne, iartă-mă că m-am lepădat de Tine. Doamne, iartă-mă că am pus banul înaintea lui Iisus. Dimineața arginților, poate zângănitul ăla de arginți te trezește, poate auzind zângănitul de arginți în templu îți dai seama că nu merită să pui banul pe primul loc și pe Iisus pe locul doi. Banul are rostul lui. Un rost bun, dar să nu fie pe primul loc. Pe primul loc să fie Iisus. Această dimineață arginților e dimineața care ne poate chema să ne trezim. Al cincilea lucru despre vineri dimineața. Dimineața respingerii. Știți că unii din cauza respingerii se sinucid. Un motiv, sunt mai multe motive pentru care un motiv este respingerea. De ce l-au respins pe Iisus? Pe Iisus l-au respins fiindcă au considerat că n-are valoare. Fost întrebat de dregător dacă e împăratul iudeilor, Iisus a zis da. N-a răspuns nimic la învinuirile preoților cel mai de seamă. Pilat i-a zis, n-auzi câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus n-a răspuns. Însă, unde vedem respingerea? Era un obicei ca de fiecare sărbătoare de Paști să se elibereze un întemnițat. Avea un întemnițat celebru, Baraba. Și a încercat Pilat să-l salveze pe Iisus, ca să folosească acest obicei. Deci Pilat a vrut să-l salveze pe Iisus, folosindu-se de obiceiul eliberării unui întemnițat. Și i-a întrebat, citim în Matei 27:17, pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. A vrut să-l scape. Și în această perioadă când Pilat se frământa cum să-l scape, vedem că nevasta a trimis, când stătea Pilat pe scaunul de judecată, nevasta a trimis un mesaj. Un mesaj de la nevastă. De vinerea dimineața, Pilat trimis un mesaj de la nevastă. Ce mesaj i-a transmis nevasta lui Pilat? Să citim. Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Adică, Pilat, ai grijă că ăsta e neprihănit. Ăsta nu trebuie judecat. Adică Dumnezeu, până și prin nevasta lui Pilat, a întărit convingerea lui Pilat că este nevinovat. Pilat și-a dat seama. Dacă și nevasta spune același lucru, parcă mai bine, nu? Se frământa Pilat. Dar știți, manipularea. Preoții au manipulat oamenii. Citim cuvântul lui Dumnezeu, preoții cei mai de seamă au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Și când din nou dregătorul zice, pe care de amândoi voi să vă slobozesc, pe Baraba au răspuns ei. Aici e respins Iisus. Când ei strigă Baraba, Iisus e respins. E dimineața respingerii. Au preferat un criminal în locul unui om neprihănit. Au preferat un criminal, un om blestemat, în locul unui om binecuvântat. Au preferat un criminal în locul unui mântuitor care a făcut bine. Vindeca oamenii. Vindeca pe cei apăsați de diavol. De ce? Fiindcă masele au fost manipulate. Să știți, dragii mei, că în viitor asta vine. Vor fi manipulate masele? Să nu mai creadă. Vor fi manipulate masele să se împotrivească liniei biblice a bisericilor. Cum a fost acum 2000 de ani, va fi și în viitor. Pe cine vreți? Pe Baraba? Aici este respins. E dimineața respingerii. Ei resping pe Iisus. Oare de câte ori nu l-am respins și noi pe Iisus? Poate nu ne dăm. Cina Domnului este o cină iertării. Doamne, iartă-mă de câte ori nu te-am respins și eu. Iartă-mă. Cina împăratului, cina iubirii, e cina iertării. Dragii mei, este un favor incredibil că putem să luăm cina Domnului. Că mărturisim de moartea lui Iisus. De fapt, noi întotdeauna cina Domnului mărturisim vinerea mare. Mărturisim că Iisus a murit. E dimineața respingerii. A fost respins, a fost ales Baraba
Și ce a făcut Pilat? Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înainte în norodul și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestea. Treaba asta. Parcă văd apa în care spală mâinile Pilat vinerea dimineață. Sunt două simboluri ale apei de vinerea mare. Un simbol este acest simbol al iresponsabilității. Dar el era, Pilat era responsabil, Pilat putea să decidă. Dar el a zis: treaba voastră, adică eu fug de responsabilitate. Pilat a fugit de responsabilitate. El decidea. Evreii n-aveau voie să omoare. Autoritățile militare romane aveau ultimul cuvânt. Dar s-a spălat, parcă îl văd cum se spală. Nu cumva suntem și noi de multe ori iresponsabili. Nu-i treaba mea. Și al doilea simbolism al apei este în Ioan, găsim, că atunci când ostașul a pus sulița în Iisus, ce a curs? Sânge și apă. Aceasta apă arată că nu mai era sânge ce să curgă, că s-a curs tot sângele. Este apa care mărturisește, spune Ioan, că apa mărturisește. E apa mărturisirii că Iisus și-a dat tot sângele pentru noi. E apa responsabilității. Vedem dublu simbolism la apă în Vinerea Mare, simbolismul lui Pilat. Iresponsabil. Și că se spală, spală mâinile în apă. Și simbolismul a curs apă din coasta lui Iisus. Și a dat tot sângele pentru noi, slăvit să fie El. Dimineața aceasta, a zilei de vineri, Vinerea Mare, să recapitulăm, este o dimineață a ascultării, este o dimineață a împotrivirii, este o dimineață a legării, este o dimineață a arginților, este o dimineață a respingerii. Mai sunt două lucruri. Șasea lucru despre vinerea dimineață. Este dimineața respingerii, a batjocurii. Hai să vedem cum l-au batjocurii, dimineața batjocurii. Matei 27, de la 26 la 31. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Dragii mei, când erai bătut cu nuiele, însemna că ești un om nevinovat? Însemna că ești vinovat. A fost bătut cu nuiele Iisus în vinerea dimineața. A fost dimineața batjocurii. L-au batjocorit prin faptul că l-au bătut cu nuiele. Iisus a suportat multe forme ale batjocurii. Nu o să epuizăm toate formele, dar câteva forme ale batjocurii pe care a suportat Iisus. Ostași și dregătorii au dus pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul toată ceata ostașilor, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu haină stacojie. Batjocura vestimentației. Hainele lui Iisus erau sfinte, pentru că El era sfânt. L-au îmbrăcat cu haină stacojie. Asta era haină de batjocură. Ești dezbrăcat de hainele tale, ești îmbrăcat cu alte haine, haine de batjocură. Asta au făcut ostașii. Au îmbrătit-o cu nuie de spini, de spini pe care au pus-o pe cap și au pus-o trestie în mâna dreaptă. Așa să vă imaginați Iisus vine dimineața cu nuie de spini pe cap. Asta o știm din picturi și din imagini. Dar asta cu trestia în mâna dreaptă nu prea o știm. Ce caută trestia mâna lui Iisus, mâna dreaptă lui Iisus, vineri dimineață? Ce caută trestia? Simbolul batjocurii. Adică Iisus avea toiac de domnie peste tot universul și i-a dat o trestie. Trestia înseamnă că nu ești bun de nimic. Asta înseamnă trestia. Ești tu nimeni. N-ai toiac. Când i-au dat trestia mână, batjocura, știți care era? Ești tu nimeni, Iisuse. În fața noastră ești tu nimeni. Iisus a suferit această batjoc, este un nimeni, El este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Și cina la care suntem chemați este cina Domnului Domnilor și Regele Regilor. L-au considerat un nimeni. Asta înseamnă trestia, mâna dreaptă, ești un nimeni. Pentru noi Iisus nu este un nimeni, este totul. Totul Iisus. Vreau totul să fie pentru mine Iisus. Nu un nimeni. Vineri dimineața arată și această imagine cu Iisus cu trestia în mâna dreaptă, apoi îngenunchea în fața Lui.
oribil. Dar stați puțin, îngenuncheau să se închine? Da. Parodie! Îngenuncheau și ziceau, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Batjocură, parodie, ironie, cinism! Și-au făcut și un lucru care arată batjocură, versetul 30, și scuipau asupra lui. Scuipau. Asta, nu un soldat. Veneau soldații pe rând și scuipau asupra lui. Mai mulți soldați, scuip, cred că era plin de scuipat. Vinerea dimineața era plin de scuipat. Și mai făceau ceva acești soldați ca să-l batjocorească. Luau trestia și îl băteau în cap. Trestia care arăta că nimeni, luau, din mâna dreaptă eu smul, din mâna dreaptă, hai, desfă degetele și băteau în cap cu trestia. Dar acolo era coroana de spini. Vă dați seama, deci spinii se împlântau mai tare în cap. Batjocură. Vedeți forme ale batjocurii. Și citim în versetul 31, după ce și-au bătut astfel joc, după ce și-au bătut joc, de l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și Marcu prezintă aceste batjocuri. Marcu 15, versetul 16. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ostașii au dus pe Iisus în curte, în palat, a adunat toată ceata ostașilor, l-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au îmbrătit-o cu una de spin și au pus-o pe cap, apoi au început să-i ureze, să zică plecăciune împăratul iudeilor și l-aveau în cap cu o trestie, îl scuipeau, îngenuncheau și îi se închinau. Ca și Matei, mai pe scurt. Am rămas cu imaginea trestia în mâna dreaptă. Ești tu nimeni. Deci ajuns vineri dimineața, Iisus să fie considerat un nimeni și el era totul. Mărire lui. Amen. Un nimeni. Trestea aia mâna dreaptă. Nu cumva și modul cum ne trăim viața, punem o trestie mâna dreaptă lui Iisus. Adică nu ne pasă de Iisus, de învățătura lui Iisus, de poruncile lui Iisus. Trăiesc cum vreau eu. Spune Luca 23:11. Irod, costașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț. Cu dispreț. L-au disprețuit. Mergem la 7-lea lucru. Multe se mai pot spune despre dimineața batjocurii. Mergem la 7-lea lucru. Dimineața răstignirii. Prezentat 7 lucruri despre vineri dimineața. Din Scriptură. Detalii din Scriptură. Să mergem la răstignire. În Matei am citit despre răstignire. Pe când ieșeau din cetate, un om din Cirena a fost silit să ducă crucea lui Iisus. Ce înseamnă? Că Iisus era obosit. După atâtea batjocuri, după atâtea hărțuiri, după atâtea chin, era obosit. Abia ducea crucea. Și romanii puteau să facă asta, să silească, o anumită limită de drum, nu în permanent, l-au silit pe Simon din Cirena. Simon din Cirena a dus crucea lui Iisus. A ajuns la Golgota, care înseamnă locul căpățânii. Vedeți că nu la întâmplare locul căpățânii. Ce spune prorocia? Va zdrobi capul șarpe. Fiul omului va zdrobi capul șarpe. Va zdrobi pe diavol. L-au dus la locul căpățânii. Dragii mei, Hristos a fost răstignit în locul nostru și pentru noi, mărire Lui. Vineri dimineața, deja suntem la ora 9, Iisus a fost răstignit la 9, la 9, la 12, a fost pe cruce, lumina și de la 12 la 3 pentru întuneric. Ce i-au dat dimineața de vineri? I-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea! Ce era vinul ăsta cu fiere? Un fel de atenuarea durerii. Vreau să gust toată durerea pentru păcatul omenirii. Hristos n-a vrut să-i se atenueze durerea. Hristos n-a vrut să ia vinul amestecat cu fiere. Slăvit să fie El pentru asta. A vrut toată durerea să simtă. Toată durerea păcatului. A luat asupra Lui, spune Isaia 53, păcatele noastre, nelegiurile noastre, toate au căzut asupra Lui. Eu când iau din cina Domnului mărturisesc, Iisus a luat asupra Lui nelegiurile mele. Trupul Lui frânt înseamnă că și-a frânt trupul pentru mine. Sângele Lui curs înseamnă curs sângele Lui pentru mine.
L-a vrut, a refuzat vinul cu fiere, a refuzat atenuarea durerii. Vineri dimineața a fost un bărbat care a stat până la capăt. Un om al lui Dumnezeu care a stat până la capăt și a gustat durerea. Apoi, tot vineri dimineața, după ce l-au răstignit, deci după ora 9, și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroc, prin prorocul care zice, și-au împărțit hainele mele între ei, și pentru că cămașa mea au tras la sorți. A fost trage la sorți de vineri dimineața. S-au tras la sorți. Eu ce primesc din hainele lui Iisus? Cine primește cămașa? Cine știe care soldată? S-au tras la sorți. Viitorul nostru nu se trage la sorți. Ne avem viitor în Hristos. Nu este ceva aleatoriu, adică ceva la întâmplare. Ne avem siguranță. În Hristos avem mântuirea. În Hristos avem speranța vieții veșnice. În Hristos avem ascuns raiul. Avem siguranță. Noi nu tragem la sorți viitorul. Unii trag la sorți viitorul. Unii consideră că viitorul e întâmplător. De fapt, asta este teoria majoră, că din întâmplare a apărut viața, din întâmplare a apărut omul, din întâmplare. Totul e din întâmplare, nu e din întâmplare. Și ce zice în fapte? După mâna ta și sfatul tău a fost tot. S-a însoțit Irod, s-a însoțit Pilat din pont. Dumnezeu stă pe tron. Nu-i nimic la întâmplare. Nu-i nimic. Nu ne vedem un viitor prin trage la sorți, ne vedem un viitor în Hristos. Vedem profeția din Isaia 53, dar și o să închei cu ce afirmă Ioan 19, de la versetul 17, prezintă răstignirea și Ioan în felul următor. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul său căpățânii care se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Cum prână că a fost răstinți alți doi, unul de o parte și altul de altă, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și l-a scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și găsim asta uneori aici în România pe cruci. Inre înseamnă Iisus Nazareneanul regele iudeilor. Asta a scris Pilat. Vineri dimineața, să știe toți cine e răstignit. Să știe toți că Iisus din Nazaret, regele iudeilor, este. Vineri dimineața, ziua răstignirii lui Iisus, dimineața batjocurii, dimineața ascultării, dimineața împotrivirii, dimineața agenților și toate celelalte trăsături ale acestei. Dar așa pentru noi, această vineri dimineața să fie o dimineață în care ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, ne curățăm inimile și suntem plini de recunoștință. Să nu uităm că vineri dimineața, Hristos, de bună voie și neslit de nimeni, a fost răstignit pentru mine și pentru tine, în locul meu și în locul tău. Amin.